Magia Crăciunului cu Ariana și Antonio. Într-un pitoresc orășel locuia o familie frumoasă. Ariana, o fetiță de 4 ani, plină de curiozitate, fratele ei Antonio, la cei 2 anișori ai săi, părinții lor și bunicuța lor dragă. Casa lor era plină de căldura Crăciunului și de mirosul îmbietor al cozonacilor proaspăt făcuți. În mijlocul sufrageriei lor se înălța un brad impunător, plin de lumini și ornamente sclipitoare. Părinții s-au hotărât să transforme acest Crăciun într-unul cu adevărat memorabil pentru cei 2 copii. O seară, înaintea ajunului, familia s-a adunat în jurul bradului. Ariana și Antonio erau fascinați de frumusețea și strălucirea ornamentelor. Părinții le-au împărtășit copiilor povestea minunată a nașterii Domnului Iisus Hristos, explicându-le că acesta este adevăratul sens al Crăciunului. După ce au terminat de povestit, au ascultat colinde, iar bunica a pregătit o masă plină de bunătăți tradiționale. Apoi, toți au scris scrisori către Moș Crăciun cu dorințele lor și le-au lăsat sub braț, sperând că moșul le va îndeplini. În timp ce micuții Ariana și Antonio se pregăteau de culcare, s-au auzit sunete de zurgălăi. Ușa s-a deschis încet, iar Moș Crăciun a intrat cu un zâmbet larg pe față, aducând cu el bucuria și cadourile mult așteptate. Copiii au sărit de bucurie în jurul bradului, deschizând cu nerăbdare darurile frumos ambalate. Fiecare cadou avea o poveste specială și o urare personalizată de la Moș Crăciun. Apoi părinții și bunica au împărtășit momente amuzante și emoționante din propriile lor copilării, creând astfel amintiri care vor rămâne mereu în inimile lor. Înainte de a merge la culcare, Ariana și Antonio au privit împreună spre fereastră, unde fulgii de zăpadă își făceau încet apariția. Au simțit cu toții că magia Crăciunului nu constă doar în cadouri și ornamente, ci și în bucuria de a împărți momente de dragoste și căldură cu cei dragi. Cu sufletele lor pline de fericire, familia s-a strâns în jurul bradului încă o dată și în lumina lumânărilor au rostit o rugăciune împreună, mulțumind pentru toate binecuvântările primite. Astfel, această familie a trăit un Crăciun plin de magie și bucurie. Sărbători fericite copii!